Bună, dragilor! Astăzi vreau să vă vorbesc despre fuste. Deci, vorbim despre cordonul fustelor și despre cum arată cordonul la o fustă bază. Da? Deci, fusta bază este fusta care se calculează începând din talie în jos. Asta este baza. Totdeauna baza se calculează din talie în jos. Da? Deci, partea asta de aici, din punctul ăsta din talie, se pune cordonul la bază, da? Și se pune un cordon care este drept de 3. Uite așa. Iar el arată ca tipar, arată așa, pur și simplu un dreptunghi. Da? Și se pune de la linia de talie în sus. Avem aici pensele, se închide la spate. Deci, practic, este un cordon drept care vine de la linia de talie în sus. Deci, foarte important de clarificat lucrul ăsta. Că foarte multe dintre voi mi-au spus așa: păi vrem să avem un cordon de la talie în jos, care se numește corseletă, se numește, da? Deci, noi ca să putem să avem un cordon de la talie în jos, trebuie să ne folosim de bază, da? Baza noastră are niște pense. Ei, ce se întâmplă? Noi trebuie să închidem acele pense ca să putem să facem cordonul acela. De-aia trebuie să-l scoatem din bază. Și el va arăta așa, cordonul acela. Are vreo 4 jumate, 5, putem să-l facem și de 6. Deci, și aici vor rămâne vârfurile de la pensă, și la față, și la spate. Pe cordon nu vor mai apărea. Da? Deci, corseleta, cordonul ăsta de la talie în jos se croiește diferit și se scoate din fustă, din tipar. Pe când ăsta este o bucată separată, un dreptunghi, uitați așa, pe care îl calculăm separat cu cota de la talie, da? Plus rezervele acelea de coasere pentru nasuri, pentru petrecere, da? Și ăsta este tiparul nostru de bază, care aici este talia, da? Deci este linia de talie, cordonul se pune în sus, ca în schița asta. Deci ca în schița asta. Și ăsta este cordon. E, dacă noi vrem să facem genul ăsta de cordon de la talie în jos, se mai numește și corseletă, cum procedăm? Vom face următorul lucru. Avem baza de fustă, pe care o facem pentru noi și care este făcută bine, pe conformația noastră, care ne vine bine. Deci pornim întotdeauna când facem modele de la o bază care ne vine bine sau la o clientă, la clienți, baze corecte. Da? Deci avem baza. Baza este când lucrăm tipare, modele de tipare noi, deci modele noi. Nu avem rezerve de coasere. Este la aspect gata. Întotdeauna tiparele se construiesc fără rezerve de coasere. După ce terminăm modelul, atunci și adăugăm înainte să croim, să coasem. Și atunci eu am aici această bază de fustă, da? Deci este o bază de fustă. Aici e fața, avem pensa, aici avem fir dublu, asta este talia. Aici avem spatele, avem pensa de spate, talia, șoldul. Deci un tipar de fustă, bază. Eu, ca să pot să-mi fac acest cordon de la talie în jos, dispare acest cordon. Deci, ăla care este la bază nu îl mai folosesc, dispare. Deci, vom face acest cordon aici. Și în funcție de lățimea noastră pe care vrem să-l punem, 4 jumate, 5, eu știu, 4, 3, cât vrem noi. De obicei se pune cam un 4, 4 jumate, da? Și vom pune această cotă aici și vom măsura egal, uite, cota aia de 4 jumate, o vom măsura egal de aici, de la linia asta. Și mergem așa și măsurăm egal. Uite așa. Și ne formăm această linie a acestui cordon pe tiparul de bază. Și aici vedem că ne rămâne vârful ăsta de pensă, ăsta. O să vedem imediat ce facem cu pensa asta, ce facem cu pensa asta. Același lucru vom face și la spate. Deci ne măsurăm aceeași cotă, identică la 4 jumate, da? Nu folosesc o cotă mai mică pentru că e la jumătate de scară. Dar este, în realitate, este exact cota pe care vrem să o punem. Și ne-am făcut acest, uite așa, ne trasăm o linie. Aici avem spate, centrul de spate, putem să spunem sus, ca să știm, aici e
față, centru de față, da? Să știm care sunt. Pentru că acum ce facem? Mergem și le tăiem. Tăiem aceste corselete. Da? Pur și simplu tăiem tiparul. Uite așa, da? Tiparul nu tăiem. Asta este partea de jos a fustei. De față, partea de față, aici avem un fir dublu. Drept. Și aici avem corseleta. Practic cordonul cel nou. Da? Pur și simplu l-am detașat din tipar. Nu avem un cordon separat drept. Ăsta este altceva. Și ce facem? Vedem? Uite. Este pur și simplu detașat. Mergem și tăiem și spatele. Facem același lucru și cu spatele, da? Tăiem tiparul. Trebuie să fie foarte clar cum stau lucrurile pe bază și cum se fac cotoanele astea. Este un lucru important pentru croitorie, pentru construcția de tipare, de fuste. Pentru construcția cordoanelor. Și mi-am detașat. Da? Mi-am detașat aceste acum eu ce fac? Astea sunt cordoanele. Eu nu pot să am pensa asta pe cordon, ci eu o voi închide. Uite așa. Voi merge și voi închide pur și simplu. Fac așa o închidere de pensă. Merg pe o linie de pensă care mi-a rămas aici. Și după aceea fac o muchie, după care mă duc cu linia asta în cealaltă linie. Și urmez linia astfel încât să-mi închid pensa, da? Uite. Și mi-am închis pensa. Da, deci îmi lipesc asta. După care merg și la spate. Fac așa. Deci muchia de la lateralul, un lateral de pensă. Îi fac o muchie așa, linia aia. Fac o muchie. Și o aduc în linia asta la altă. Și îmi închid pensa. Da? Deci pur și simplu mi-am închis pensa. Și uite cum îmi apare. Acum, uite-o cum stă. Da, dacă o pun aici, îmi rămâne firul la spate, firul drept, aici pe centrul spatelui și uite-o cum se ridică. Da, deci vedeți și aici la fel, îmi rămâne firul drept pe centru feței, firul dublu drept și uite-o cum se ridică. Deci corseletele mele, uite cum sunt. Nu mai sunt un cordon drept, ci niște linii din astea rotunjite, așa, cu formă rotunjită. Da? Iar vârfurile astea de pensă se vor coase, se vor închide. Pentru că avem nevoie de cambrajul acela. Și ce facem? Mergem și ne luăm, facem următorul lucru. Ne copiem această corseletă, de exemplu, la față o să o pun pe fir dublu. Da? Pun cu fir dublu. Aici îmi fixez, după care o copiez. Uite așa. Exact. Și ce mă uit aici? Aici mi-a ieșit, uite, prea, cum să zic eu, strâmbă puțin linia. O mai ridic așa, o mai îndrept și aici la fel. Da? Deci aici mă ridic în sus și aici la fel. Și la această corseletă măsor frumos rezervele de coasele. Cum cos eu, da, un centimetru. Eu dau așa acum din ochi, nu stau să măsor, dar voi măsurați. Și după aceea mă duc și îmi tai tiparul pe rezervele de coase. Ca să pot să mă duc să-mi cos acest cordon. Voi face un video și cum se cos coaseletele acestea, cum se cos și cum se montează. Și aici avem centrul de față, da? Centrul de față. Și avem fir drept. Fir drept, da? Asta este corseleta de față. Uite-o cum arată, rotunjită. Și acum, hai să facem și același lucru și cu spatele. Și voi face tot așa, două piese voi face ca să vă arăt cum se unesc între ele. Țin, îmi copiez. Aici la spate știu că este spatele și cam firul drept. Îmi copiez frumos forma
corseletei tiparului după forma tiparului. Da? Tot așa, dacă văd că am strâmbături pe aici, am întreb linia. Și aici am centrul spatelui și fir drept. Da? Aici am cusătură pentru că am rezervă, pentru că am cusătură, am fermoar la centrul spatelui. Și îmi dau rezervele de coasere de 1 cm. Tai. Și aici avem firul drept, centrul spatelui și firul drept, da? Aici e spate, spate, față. Uite așa arată. Le coasem. Asta, să vedem cum arată când le coasem, cum arată cordonul întreg, practic. Uite așa. Și uite cum îmi arată mie cordonul ăsta. Vezi cum este? Este rotunjit. Nu mai este drept cum l-am avut pe ăsta aici. Da? Deci de asta se numește corseleta altfel. Și ăsta se va monta la fustă. Aici punem firul și adăugăm rezerve de coasere de 1 tif, rezervă de coasere. Și urmă ne montăm cu rezerve de coasere. Dar acest cordon, când îl croim, asta a fi de 2 ore, adică îmi trebuie la dublu, pentru că n-am cu ce să faci, asta nu trebuie să fac la dublu, adică ăsta se croiește de 2 ori, asta se croiește de 4 ori, astfel încât să am 2 părți, una pe față și una pe dos. Să am curatica, un cordon din ăla. Deci, ăsta este tiparul de corseletă. Asta, cordonul ăsta pe care noi vrem să-l facem așa aici. Deci, uite cum arată. De ce? Pentru că în talie vine o linie dreaptă, ne permite, aici se mărește corpul. Din talie în jos, aici se fac pernițele alea lateral și eu dacă aș merge cu o linie dreaptă de 4 cm, nu am cum, nu stă. Și atunci se face acea anformare, adică rotunjirea asta, aici am rămâne talia mică, iar aici cu rotunjirea asta mi se mărește ca să-mi cuprindă plusul acela de șold. Da? Pentru că dacă eu aș avea o linie dreaptă, pur și simplu aici nu mi-ar veni. Sau dacă îmi vine aici, mi-e mare aici. Da? Deci, uite, dacă noi luăm și măsurăm cota asta de aici, uite, de talie, ia să vedem cât avem cota de talie aici, de exemplu. La tiparul ăsta l-avem 19,5, da? Iar la tiparul ăsta, 19,5 cu tot. Iar la tiparul ăsta, ia uite, la partea de jos, pardon. Deci la partea de jos, 23,5, deci 4 cm. Îți dai seama? Cu 4 cm se mărește partea asta de jos, astfel încât să-mi îmbrace mie pernițele astea care se formează aici. De asta se fac așa. Da, ăsta este scopul. Și o să le vedem la un video în care o să croiesc aceste corselete. O să vedem cum se fac, că prima dată cu tehnologia de coasere și cum se ansamblează pe fustă. Da?